În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Graiuri de bucurie, auzind de la tinerii cei ce ședeau la mormântul cuvântului, s-au întors pe cale cu o râvnă mai sârguitoare și, lepădând rânduiala de mai înainte de mironosițe, ca niște binevestitoare s-au arătat, binevestind ucenicilor scularea din temnițele iadului a celui ce s-a întrupat pentru noi. Foarte de dimineață, mironosițele femei, pornind cu frică, au ajuns la mormânt aducând mirezme lui Hristos, dătătorului de viață, socotind între cei morți pe cel ce a omorât iadul. Dar înger dumnezeiesc a venit înaintea lor strigând: pentru ce căutați cu cei morți pe purtătorul de viață și pe cel viu? Mergeți de propovăduiți învierea. Pe umerii tăi porți, ca pe o sarcină oarecare, fericite Iosif, pe cuvântul cel ce se odihnește pe umeri de heruvimi, care mai înainte s-a întrupat și acum a fost omorât, cel ce ne-a înviat pe noi cei omorâți, a cărui înviere văzând, te bucur cu cinstitele mironosițe, chiar dacă mai înainte v-a stânguit pentru omorârea Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Venit au la mormânt Magdalena și cealaltă Marie, căutând pe Domnul, și au văzut pe înger ca un fulger șezând pe piatră și către dânsele zicând: pentru ce căutați pe cel viu printre cei morți? A înviat, precum am zis, în Galileea îl veți afla pe el. Către care să strigăm: cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă ție! Învierea ta, Hristoase Mântuitorule, toată lumea a luminat și a chemat făptura ta, atotputernice Doamne, slavă ție! Către tine am ridicat ochii mei, cel ce locuiești în ceruri, mărit ai Mântuitorule, în toată lumea numele mai marilor apostoli, că ei au învățat cele negrăite ale cerurilor, au dat celor de pe pământ tămăduiri și chiar numai umbrele lor patimile vindecau. Cel dintre pescari a făcut minuni și cel dintre iudei a propovăduit învățăturile Harului, prin care îndurate, dă-ne nouă mila ta cea mare. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Mare este slava pe care ați câștigat-o prin credință sfinților, că nu numai pătimind ați biruit pe vrăjmașul, ci și după moarte duhurile alungați, pe bolnavi tămăduiți, ca niște doctori ai sufletelor și ai trupurilor. Rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Vărsat-o miresme cu lacrimi femeile la mormântul tău și s-au umplut de bucurie gura lor când au grăit: a înviat Domnul! Miresmele îngropării tale, aducând femeile, au venit în ascuns de dimineață la mormânt, temându-se de semeția iudeilor și știind mai dinainte paza ostașilor. Dar firea cea slabă a biruit pe cea bărbătească, deoarece gândul cel plin de milă a plăcut lui Dumnezeu. Deci, cu cuvință strigăm: scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi, pentru numele Tău. Cel ce ai înțelepțit pe pescari mai mult decât pe ritori, și ai trimis ca pe niște propovăduitori în tot pământul, cu nespusa ta iubire de oameni, Hristoase Dumnezeule, întărește prin trânsii biserica ta și trimite credincioșilor binecuvântarea ta,
Unule milostive și iubitorule de oameni, apostolilor, ucenicilor și prorocilor, ierarhilor, cuvioșilor și drepților, care bine a săvârșit lupta și credința a spăzit, îndrăzneala având către Mântuitorul, pe acela rugați-L pentru noi, ca să mântuiască, rugăm-vă, sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Firii celei dumnezeiești părtași ne-am făcut prin Tine, de Dumnezeu născătoare, pururea fecioară, că ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat. Pentru aceasta, după datorie, cu bună cinstire, toți te mărim. Mirezme aducând femeile, Mântuitorule, Te-au căutat cu sârguință să Te ungă pe Tine, iubitorule de oameni, dar un înger din mormânt striga către dânsele, s-a sculat Dătătorul de viață și Domnul, călcând iadul și moartea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Înger mai înainte de zămislirea Ta, Doamne, a grăit cele pline de daruri, bucură-te, și tot un înger, la învierea Ta, piatra slăvitului Tău mormânt a răsturnat-o. Acela, în locul întristării, semne de veselie a vestit, iar acesta, în locul morții, pe Stăpânul cel Dătător de viață ne-a propovăduit. Pentru aceasta strigăm Ție, Făcătorule de bine al tuturor, Doamne, slavă Ție! Cei ce pretutindenea suntem loviți de fapte nedrepte și către Tine scăpăm, Cel ce ești adevăratul Dumnezeu, glasul ucenicilor Tăi aducem Ție zicând, mântuiește-ne, Învățătorule, că pierim. Arată și acum vrăjmașilor noștri, rugămune, că ocrotești pe popor și îl mântuiești din primejdii pentru rugăciunile apostolilor, trecând cu vederea păcatele noastre, pentru multă bunătatea Ta, Doamne, slavă Ție! Toată obștea cea credincioasă cinstește moaștele voastre, o purtătorilor de chinuri mucenici, că voi, după lege luptându-vă, cu nună cerească ați luat. Pentru aceasta sunteți lauda preoților, biruința creștinilor și podoaba bisericilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Mironosițele femei, foarte de dimineață, miresme luând, au ajuns la mormântul Domnului, dar găsind lucruri la care nu se așteptau, cu îngrijorare se gândeau la răsturnarea pietrei și unele către altele ziceau, unde sunt pecețile mormântului? Unde este custodia lui Pilat și paza cea strașnică? Dar un înger plin de strălucire s-a făcut vestitor femeilor celor nedumerite, zicând către dânsele, pentru ce căutați cu tânguiri pe Cel ce este viu și a dat viață neamului omenesc? Sculatul s-a din morți Hristos, Dumnezeul nostru, ca un atotputernic, dăruindu-ne tuturor nestricăciune și viață, luminare și mare milă. Când ai înviat ca un Dumnezeu cuvinte, atunci ai dat mironosițelor să se bucure zicând, încă nu m-am suit la Tatăl meu și de aceea nu vă atingeți de mine, ci mergeți doar de spuneți prietenilor mei, iată, va merge mai înainte de voi. Iar după acestea ai fost văzut de ei și prin suflare le-ai dat lor, Mântuitorule, Duhul cel Sfânt. Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, întors ai robia lui Iacov. Spusele mironosițelor femei, care au vestit învierea lui Hristos din morți, necrezându-le ucenicii, se grăbeau să vadă mormântul și giulgiu și legăturile capului se vedeau în mormânt. Dar numai cel căutat nu se vedea. De aici, cunoscând învierea, propovăduitorii s-au arătat în lume, vestind aceasta și păgânilor. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat.
arătatu-s-a nouă lumina cea neapropiată, Hristos Domnul, strălucind luminati din mormânt. Iadul a fost robit, Satana a pierit, marginile lumii se bucură, dănțuiește zidirea, biserica lui Hristos cântă, serbând pomenirea preanțeleptului Iosif și împreună cu dânsul cinstește prăznuirea femeilor mironosițe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Pentru ce amestecați mirurile cu lacrimi ucenițelor? Piatra a fost răsturnată, mormântul a fost golit, vedeți stricăciunea zdrobită de viață, pe cețile mărturisind, deslușind aceasta, pe străjerii cei neascultători, greu dormind, firea cea muritoare s-a mântuit în trup de Dumnezeu, iadul se tânguiește. Alergând cu bucurie, spuneți apostolilor că Hristos, Cel ce a omorât moartea, Cel întâi născut din morți, va merge mai înainte de voi în Galileea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale și ale tuturor sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.